Zeci de medicamente lipsesc din farmacii de luni de zile sau chiar de mai multă vreme. O parte dintre acestea se găsesc sporadic pentru că depozitele oferă cantități de 8 până la 10 ori mai mici decât este necesar. În capul listei figurează produsul Eutirox, a cărui aprovizionare a început să aibă sincope de mai bine de un an. Președintele Colegiului Farmaciștilor Simina Ardelean Timiș spune că depozitele oferă 2-3 cutii de Eutirox per farmacie, în timp ce necesarul este de cel puțin 30 de cutii per unitate. Pe de altă parte, în condițiile acestei crize, populația nu e receptivă la alternative. De exemplu, pentru acest medicament deficitar utilizat în afecțiuni tiroidiene, există echivalentul soluție Acutirox, tot de producție grecească, însă pacienții îl refuză, spune Simina Timiș. Lipsește și metformin din categoria antibioticelor orale, dar și medicamente antihipertensive, hormoni tiroidieni, anumite produse recomandate în afecțiunile oncologice. O altă problemă semnalată de reprezentanții farmaciilor este faptul că depozitele condiționează aprovizionarea cu anumite medicamente de achiziția altor produse. Din păcate, există produse deficitare care se găsesc în cantități limitate și la nivelul depozitelor, chiar dacă de multe ori există producător român de anumite molecule și câteodată întâmpinăm și această problemă, adică anumit medicament deficitar este condiționat de achiziția la nivel de farmacie a unui alt produs. Dar ce e mai grav e faptul că lipsa locurilor de muncă și implicita veniturilor pentru o mare parte a populației au condus la situația în care oamenii sunt nevoiți să cumpere medicamentele cele mai ieftine și să se limiteze de multe ori la câteva bucăți. Situația economică a țării noastre, a tuturor românilor, nu este cea mai minunată și din cauza aceasta resimțim și noi la nivel de farmacie, faptul că populația, cu toate care are acces la o medicație foarte variată, adică avem multe produse originale, avem și o gamă largă de generice, populația se orientează de foarte multe ori, conform reclamelor TV, spre produsul foarte ieftin, care nu întotdeauna este produsul cel eficient sau necesar pacientului respectiv. Simina Ardelean Timiș mai spune că farmaciștii încearcă să explice pacienților care este diferența între produsele originale și cele generice sau îi îndrumă să poată face deosebirea între un medicament și un supliment alimentar.